Bine ați venit la această conferință de presă. Sunt locotenent colonel Lucaci Radu, șeful serviciului prevenire în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență al Județului Salaj și totodată sunt membru cooptat în Comisia de Experți Tehnici al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania de Nord în vederea implementării proiectului îmbunătățirea dotării cu echipamente a bazelor operaționale pentru intervenții în situații de urgență din regiunea de nord-vest a țării. Prin axa prioritară, numărul 3, îmbunătățirea infrastructurii sociale, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2007-2013. Alături de mine, din partea Consiliului Județean Salaj, domnul Călin Alexa. Facem această conferință de presă cu ocazia finalizării proiectului menționat la nivelul întregii regiuni de dezvoltare, adică regiunea Nord-Vest. Doresc să vă informez că în urmă cu peste 5 ani, cu cele șase județe din nord-vestul României, adică Clujul, Bihorul, Satu Mare, Maramureșul, Bistrița Năsăud, Salajul, prin Consiliile Județene s-a înființat Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania Nord. Asociația care a venit în sprijinul Inspectoratului Județene pentru Situații de Urgență din această regiune. Obiectul general al acestui proiect a fost îmbunătățirea calității serviciilor publice de urgență la nivelul regiunii prin creșterea capacității de răspuns adecvat situațiilor de urgență și prin sporirea gradului de siguranță și sănătate a cetățenilor. La data de 30 iunie 2010, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transilvania Nord, în calitate de beneficiar, a semnat contractul de finanțare nerambursabilă cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de organism intermediar, și cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, în calitate de autoritate de management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013. În cadrul acestui proiect, procedura de achiziție s-a desfășurat în două etape. În prima etapă, reușindu-se achiziționarea 38 autospeciale, iar în a doua etapă, un număr de 26 autospeciale. Un număr total de autospeciale achiziționate, 64 pentru întreaga regiune. Acestea au fost repartizate în toate cele șase județe și vă enumăr acum, vă fac o scurtă enumerare a acestora. La ISU Cluj a primit 5 autospeciale cu apă și spumă, o autospecială de scarcerare grea, o autospecială intervenție la accidente colective și salvări urbane, 4 ambulanțe prim ajutor și o ambulanță de reanimare. ISU Bihor a primit următoarele autospeciale. 5 autospeciale cu apă și spumă, o autospecială pentru descarcerare grea, o autospecială nuclear biologic, chimic și radiologic, 3 ambulanțe prim ajutor și o ambulanță de reanimare. ISU Bistrița Năsăud, la rândul ei a primit și ea 5 autospeciale cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare grea și 3 ambulanțe de prim ajutor. ISU Maramureș a primit și aceasta 5 autospeciale cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare grea, 4 ambulanțe de prim ajutor, o ambulanță de reanimare. ISU Maramureș, 5 autospeciale cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare grea, o autospecială nuclear biologic, chimic și radiologic, 4 ambulanțe prim ajutor, o autospecială sanitară rectific, un centru de comandă și control mobil. Iar ISU Solaș, 5 autospeciale cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare grea și 3 ambulanțe de prim ajutor. Valoarea totală a proiectului a fost de circa 52 de milioane lei, din care finanțarea nerambursabilă este de 49 milioane lei, iar contribuția beneficiarului 838.127 lei. Adică 2% din valoarea eligibilă a proiectului. Ca urmare a finalizării acestui proiect, s-a reușit, de fapt, care a fost și obiectivele specifice ale acestui proiect. Reducerea timpilor de intervenție, timpul mediu de răspuns la sfârșitul perioadei de implementare fiind de 17 minute în zonele rurale și 9 minute în zonele urbane. Îmbunătățirea nivelului tehnic și de performanță a serviciilor publice județene de urgență din regiunea Nord-Vest prin achiziționarea de echipamente specifice, moderne, eficiente și performante.
consolidarea capacității de colaborare și conlucrare operațională între centrele județene de urgență din cadrul regiunii Nord-Vest, precum și a centrului regional, centrele județene cu cele din județele limitrofe, în perspectiva îmbunătățirii siguranței populației, salvgardării vieții, proprietății și bunurilor. Referitor chiar la acest ultim obiectiv specific și reușită al proiectului, se referă în special la colaborarea referitor la cele două autospeciale, punctul comandă mobil care este la ISU Maramureș și autospeciala pentru salvări multiple și colective de la ISU Cluj.